constituțională, localitățile adiacente municipiului Onești. A fost o discuție strict pe această componentă. O să reiau doar contextul întâlnirii de astăzi. Este prima întâlnire în cadrul demersului de elaborare a strategiei de dezvoltare urbană a municipiului Onești pentru perioada 2020-2030, având ca prima întâlnire dintr-o serie de 5 astăzi și mâine. Tema acestei întâlniri este legată de dezvoltare teritorială integrată, ceea ce am discutat până acum legat de zona urbană funcțională și de cooperarea interinstituțională între unitățile administrative teritoriale din zona urbană funcțională. Și vom aborda în cadrul întâlnirii de astăzi tematica infrastructură tehnică, utilitară și servicii publice. Acest slide, imediat, domnul consilier, acest slide prezintă temele pe care le abordăm astăzi, formatul discuției fiind că prezentăm niște informații, concluziile unui studiu desfășurat prin un sondaj online, lansăm niște teme de discuție și avem nevoie, în a doua parte, vrem feedback-ul noastră, opinia noastră, percepția noastră vis-a-vis de ce s-a întâmplat în ultima perioadă și vis-a-vis de așteptări sau ceea ce a trebuit să se întâmple. Vă rog, domnule Revista. Mulțumesc frumos, bun venit, vă spun și eu din partea primăriei. Am organizat aceste întâlniri, aceste focus grupuri, în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a Oneștiului pentru următorii ani de zile. Înainte de 89, din câte am auzit de la alții, se folosea cel termen de cincinal. Ne propunem să lucrăm și noi planificat, ne propunem să plecăm pe drumuri clar țintite, să știm unde vrem să ajungem și pentru a ști unde vrem să ajungem este foarte important să știm de unde plecăm. Într-o astfel de fază ne aflăm acum. Zilele acestea vom avea un fel de maraton de întâlniri pe mai multe tematici. Cea care era programată să înceapă la ora 10 și are o mică întârziere este cea relaționată cu zona de administrație publică. Administrația publică, când folosesc această denumire, mă refer la mai multe idei și le puteți vedea acolo. Este foarte important să existe un dialog, așa cum a fost și până acum, dar poate și mai apăsat și mai apropiat între entitățile pe care le reprezentăm pentru proiectele viitoare ale municipiului, astfel încât cetățenii să beneficieze de o calitate a vieții cât mai ridicată și să fie motivați să își păstreze domiciliul, reședința, familiile aici la noi în zonă. Vom vedea că vom avea câteva discuții și mi-am punctat și eu câteva lucruri, câteva intervenții punctuale. Toată strategia aceasta de aplicare pe fonduri nerambursabile și de atragerea finanțărilor din alte surse în viitor presupune tot felul de informații. Ba de la operatorii de gaze, ba de la cei de energie, ba din zona de mediu, acolo avem și autorizări și tot așa. Avem reprezentanței Inspectoratului de situații de urgență și acolo ne confruntăm noi ca municipalitate prin entitățile pe care le gestionăm cu anumite probleme. Toate aceste chestiuni putem să le discutăm astăzi pe scurt, urmând ca apoi, în funcție de proiectele, obiectivele și acțiunile pe care ni le propunem prin această strategie, să le detaliem. Invitația mea este, în primul rând, la un dialog apropiat între instituții și la furnizarea de informații în timp real. Finanțările care apar în perioada imediat următoare vor trebui accesate cu promptitudine, cu aplicare spre ele și tocmai de aceea fac apel și la dumneavoastră să ne dați suportul de care avem nevoie în aplicațiile care vor fi. O să fac așa o scurtă prezentare, l-avem pe domnul Radu Onofrei, este reprezentantul firmei de consultanță care ne asigură elaborarea acestei strategii. Tot ei au făcut strategia și la Oradea, un municipiu despre care poate am mai auzit că au un succes bun în ceea ce privește atragerea și implementarea de finanțări. Și dânsul împreună cu echipa pe care o are aici la noi la Onești vor dirija, vor modera discuția. Bună dimineața! În primul rând vreau să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să vă alăturați aceste acțiuni. După cum spunea și domnul consilier Alexandru Cristea, această strategie este piatra de temelie a viitorilor proiecte ce urmează a fi
atrase și implementate la nivelul comunității noastre. Din acest motiv este foarte important atât părerea dumneavoastră, cât și a tuturor locuitorilor municipiului nostru. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, cred că a fost care data, a fost lansat un chestionar, fac apel și pe această temă și de această dată la locuitorii Oneștiului să completeze acel chestionar. Este foarte important pentru a afla ce viziunea oneștenilor, ce nevoi sunt la nivelul comunității noastre pentru a fi cât mai bine ancorați în realitate. Încă o dată vă mulțumesc, las colegii consultanți să preia discuția și să coordoneze această întâlnire. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Așa cum am spus, abordăm mai multe tematici. Acest slide prezintă tematicile abordate în cadrul întâlnirii de astăzi. Nu neapărat în ordinea de pe slide, ci mai degrabă în funcție de cei care, de domeniile pe care, care au reprezentanți în momentul de față și în funcție de interesul manifestat. Așa cum am spus, o să cer să prezint doar niște informații care mi se par relevante, pentru că toate informațiile de pe slide, cei de prezenți în sală le aveți pe materialele tipărite, cei din mediul online le puteți vedea pe slide-uri. Și rugămintea va fi să începem discuții pe tematici. Dacă intervine ceva pe anumită tematică pe care dorește să o abordeze, dacă nu, voi lansa niște teme de discuție. Depășim partea de zonă urbană funcțională pe care am discutat în prima oră. Acest slide prezintă punctul de plecare a analizei în ceea ce privește infrastructura edilitară de drumuri. A fost prezent și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil. S-a discutat aici despre oportunitatea în prisma, în perioada următoare, în ceea ce privește construcția autostrăzii, care va trece prin imediata proximitate a municipiului Onești. Ne-a dat asigurări că acest lucru se va întâmpla și cu siguranță beneficiile și implicațiile unei accesului la infrastructură de mare viteză, autostradă, trebuie să avute în vedere și construcția sau strategia de dezvoltare, de stabilirea unor zone de dezvoltare economică ar trebui să țină cont și va trebui să țină cont în perioada următoare de această oportunitate a accesului la o rută de transport rapid. O primă, sau ca o concluzie generală, putem spune că și ca perspectivă, poziționarea municipiului creează niște premise ca municipiul să aibă o revitalizare a activităților economice și, desigur, specific profilului istoric al economiei locale, vorbind de activități industriale, industrie de prelucrare și industrie petrochimică. Acest site prezintă o situație la zi a infrastructurii edilitare sub aspectul rețelelor de apă, canalizare și conducte de distribuție de gaz. Avem o evoluție în timp din punct de vedere cantitativ și, sigur, astăzi putem discuta din punct de vedere al calității nivelului de dezvoltare și gradului de uzură al infrastructurii. Putem discuta sub aspectul asigurării accesului populației la infrastructura de edilitară de bază și, foarte important, sub aspectul nevoilor, problemelor identificate. O să vedem și percepția populației din studiu. Colegii mei n-au ales foarte fericit culorile.
dar cred că se pot distinge. Așa cum am spus, am în ultima lună am derulat, începând cu data de 21-a 12-a, 4 săptămâni, un survey online la nivelul, până la începutul săptămânii acestea am avut un număr de 1180 de răspunsuri. Pot să spun că e un număr foarte bun, deci un grad extraordinar de bun de răspuns, de feedback din partea cetățenilor. 1208 la zi. Asta arată pe de-o parte un interes. Asta înseamnă că oamenilor le pasă și au așteptări. Și sigur este, mă rog, spune și rezultatul efortului conjugat al echipei noastre de a face cunoscut și de a promova în cât mai multe medii acest lucru, împreună cu primăria care a promovat pe toate canalele posibile acest survey. Și pentru cei din online, și aveți și pe ultima pagină a prezentării, aveți un... să mă duc la ultima pagină. Ultima pagină. Aveți un link-ul pentru survey și prin scanarea acelui QR code puteți accesa direct acest chestionar. Durează 5, maxim 10 minute completarea acestui chestionar. El este important ca și feedback pentru că arată nu neapărat realitatea. Realitatea o putem vedea din documente, din discuții, o putem constata din rapoarte, dar arată percepția și așteptările populației. Lucru de care cred că autoritatea, noi trebuie să ținem cont în construcția strategiei în momentul în care stabilim nevoile și prioritățile, iar autoritatea și autoritățile, reprezentanții diverselor instituții, trebuie să țină cont de percepția și de așteptările populației. Deci, prin scanarea acestui QR code se poate ajunge la survey. Ne întoarcem la percepția populației vis-a-vis de percepția comunității vis-a-vis de infrastructură. Observăm faptul că ca principală modalitate de deplasare, 67% din cei care răspund spun că folosesc autoturismul personal sau merg pe jos. Asta înseamnă când merg la muncă, la școală, la cumpărături sau pentru a ajunge la diverse servicii publice. Sigur, asta arată foarte clar faptul că, sau un lucru care știu, nu există un sistem de transport public, iar serviciile de transport public private care există nu sunt reliable și nu sunt utilizate. Sigur, avem relevant partea aceasta de survey. La întrebarea, după părerea noastră, domeniul transportului oamenilor și bunurilor noastre, ce tipuri de infrastructură, facilități ar trebui create, modernizate sau dezvoltate? Vedem percepția vis-a-vis de nevoia de a moderniza infrastructura rutieră. Cumva apare și această infrastructură relor pistă de biciclete. Noi considerăm că acest lucru se datorează și faptului că persoanele care au răspuns sunt preponderent în zona persoanelor mai tinere. Lucru care nu e neapărat rău, pentru că de fapt e acea populație activă, e populația pe care orice comunitate își dorește, ar trebui să-și dorească să o păstreze, să creeze locuri de muncă și să o determine să nu plece în altă parte. Dar e un aspect de care trebuie avut în vedere. Nevoia de infrastructură de parcare. Și vedem peste 40% reclamă nevoia de necesitatea dezvoltării infrastructurii de transport în comun. Nu o să intru în detalii, aveți un material și o să las acest slide. Este o percepție a comunității vis-a-vis de calitatea furnizării serviciilor publice în ceea ce privește alimentare cu apă, serviciile de canalizare, curent electric, gaz,
calitatea infrastructurii de transport public, pietonale, iluminat public, siguranță publică și gradul de satisfacție. Se observă, dacă ne uităm la nivelul de nemulțumire, sunt două, trei domenii în care ies clar din medie. Sigur, primul este infrastructura pentru bicicliști, un grad de nemulțumire foarte mare, iarăși. Care lipsește cu desăvârșire aici, clar. Da. Dar este și faptul că probabil populația tânără, dar nu trebuie să ne gândim că această populație are o așteptare și ar putea transportul alternativ, este o soluție viabilă. Dar observăm o nemulțumire, care probabil înseamnă și o așteptare în ceea ce privește transportul public. Și, sigur, vedem iarăși un grad peste 60-65% din populație au nemulțumire vis-a-vis de oportunitățile de petrecere a timpului liber și acces la facilități pentru activități sportive. Acum, aș ca să pornim discuția. Dacă, cel puțin pe aceste vârfuri, considerați că percepția populației, așa cum reiese din acest studiu, este conformă cu realitatea, domnule primar, stimați invitați. În ce măsură percepția este conformă cu realitatea? Cum a spus clar că... Dacă vorbim în microfon, ne audim sau nu audim. Da, cum am avut și intervenția de mai înainte, clar, infrastructura pentru bicicliști se știe cu desăvârșiri la nivelul Oreștiului. Nici nu prea imaginez pe unde s-ar putea construi, dar sigur specialiștii ne pot ajuta cu idei și pentru a putea construi și această infrastructură. Transportul public, cu asta am început, sunt mari probleme și la nivelul transportului public, atât timp cât există operatori economici care sunt direct interesați să scoată profit din această activitate. Sunt, într-adevăr, probleme. Știm, vedem cu toții ce circulă pe străzile, nu doar din Onești, ci în întreaga țară. Un transport public integrat, administrat de administrații locale, cu siguranță va funcționa cu mult mai bine. Tendința este să mergem spre un transport verde, fie hidrogen, fie electric. Sperăm că odată cu această strategie să și accesăm fonduri și să implementăm aceste proiecte. Aici accesul la terenuri de sport. Avem terenuri de sport, încă trebuie să lucrăm, cel puțin pe stadionul Energia a fost elaborat pe Daliu, încercăm o finanțare pentru reabilitarea lui. Noi stăm bine la terenuri de sport față de alte localități, doar că într-adevăr, mai trebuie să modernizate. Oneștiu are trei terenuri de fotbal. Atribuiește de la școli activate. Da, am avut discuții, s-au deschis unele curs de ale școlilor după un anumit program, încă de anul trecut, pentru a avea acces tinerii și în afara orelor de curs la acele terenuri. Ultima este petrecerea timpului liber. Aici, în mod sigur, ține de operatorii privați să dezvolte, dar e binevenit acest studiu că putem să ne orientăm și privații se pot orienta spre această direcție, că dacă constată o lipsă acestor oportunități, să dezvolte și pe această latură. Asta ar fi punctul meu de vedere legat de acest... Dacă există intervenții din partea participanților, observații, în ce măsură percepția populației este... Domnul primar mi-a dat argumentele factuale, adică... Ok.
În ceea ce privește așteptările populației, percepția comunității vis-a-vis de cele mai importante 5 domenii în care ar trebui să se intervină la nivelul localității, vedem ca și undele cei mai mulți zona aceasta de jos, de zona galbenă, înseamnă prioritățile critice identificate și o să merg de la cele mai importante, sprijinirea mobilității și transportului, cu unde regăsim cel puțin 3, 4 chiar în slide-ul anterior ca și probleme. Deci, așteptările sunt vis-a-vis de rezolvarea unor probleme legate de mobilitate, transport, fie că vorbim de transport alternativ, transport public, calitatea infrastructurii rutiere, drumuri publice sau zone pietonale. Al doilea aspect este legat de sănătate și infrastructură. Sigur, influența și de perioada pandemică prin care trecem, populația are așteptări vis-a-vis de îmbunătățirea accesului și calității serviciilor de sănătate publică, iar pe locul 3 apare acest aspect legat de crearea de locuri de muncă. Sigur, și aici mă rog, o să discutăm pe zona de mediu de afaceri poate mai mult și sigur, ca și așteptare generală vis-a-vis de îmbunătățirea infrastructurii generale, drumuri, rețele de alimentare, rețele de evitare și regăsim ca și așteptări din partea populației, partea de dezvoltare, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri local, dar și elemente legate de digitalizare și transformare digitală a serviciilor publice. Să știți că și în percepția noastră cam aceleași probleme le-am abordat cu prioritate. Drumuri, oneștii ne-au văzut cel puțin în ultima perioadă, ne-am aplecat foarte mult asupra drumurilor, parcărilor, căilor pietonale. De asemenea, o atenție deosebită avem asupra spitalului. Am demarat procedurile pentru heliport. Locurile de muncă, de asemenea, sunt o prioritate, era de locuri de muncă și susținerea. Nu neapărat primăria, trebuie să înțelegeți, primăria nu creează locuri de muncă, dar poate asigura facilități. Prin reabilitarea totală a acelui drum din zona industrială în parteneriat cu Consiliul Județean, cred eu că venim mult în sprijinul operatorilor din zona industrială. La rețelele de apă, cu sprijinul și implicarea societății Raja, se îmbunătățesc foarte bine. Mai este loc de îmbunătățire, mai avem zone unde încă nu sunt acoperite, n-au fost prinse în acest proiect, dar există deschidere din partea operatorului să modernizăm, să dezvoltăm rețelele de canalizare și pe acele zone în perioada imediat următoare. Da, după cum spuneam, cam astea sunt și în percepția noastră ceea ce văd își doresc oneștenii, noi avem în vedere, dar clar că acest studiu ne întărește și mai mult faptul că trebuie să ne implicăm mai mult în aceste domenii. Mulțumesc. Dacă datele, am pornit cu niște date, unele cantitative, mai puțin calitative, în ceea ce privește calitatea infrastructurii. Calitatea însă și accesul serviciilor, calitatea serviciilor și accesul la servicii sau la infrastructură ereditară este reflectată de percepție. Acum, pe cei care aveți activitate sau activați în domeniul acesta legat de infrastructură de bază, infrastructură ereditară și servicii publice, accesul la servicii publice, nu educație, nu social, nu sănătate, pentru că acestea le abordăm în niște discuții tematice ale grupurilor de lucru tematice. Legat de infrastructură de bază, aș dori intervenția dumneavoastră legate de probleme critice pe care le considerați, fiind din domeniu, și așteptăm ce ar trebui făcut, cum ar trebui abordat, ce ar trebui să fie prins în viitoarea strategie, ce ar trebui să, pentru ce ar trebui să găsim soluții și să avem o adresabilitate prin măsurile propuse în cadrul strategiei.
Rugămintea mea ar fi că dacă interveniți din online sau din fizic, din sală, să vă prezentați instituția, calitatea, ca să ulterior să știm cu cine putem, pe cine să contactăm dacă vrem să detaliem anumite aspecte. Fac mențiunea pentru cei care vreau mai târziu discuții. Discuția este înregistrată cu scopul de a putea ulterior să avem acces la opiniile exprimate. Vă rog. Dacă avem în sală, din partea operatorilor de apă, canal, rețele de gaze și dacă ne puteți spune principalele probleme cu care ați confruntat, problemele critice și mai ales așteptările, perspectivele, ce doriți, unele țin de autoritățile locale, altele nu, mai ales că discutăm de lucruri în care poate există delegare de competențe. Vă rog. Bună ziua, mă numesc Cătălin Vândar, reprezint societatea Raja ISA. Din punctul societății Raja Distribuție, Apă și Canalizare, nu întâmpinăm. Avem în derulare poimul mare, creăm disconfort la ora actuală prin săpăturile care se execută în oraș. Deocamdată nu. Din punctul de vedere a societății, nu sunt probleme. După cum spuneam, avem o relaționare permanentă cu societatea Raja. Mai avem, într-adevăr, puncte unde nu au fost prins pe acest proiect mare, dar avem de asemenea promisiunea că veți fi alături de noi și vom reuși să dezvoltăm toate zonele. Așa cum doresc. Eu aș avea aici o chestiune pe care vreau să, un subiect pe care vreau să-l deschid. Este vorba de sistemul GIS. Este un sistem care, din câte știu, este în fază de achiziție, zic bine. Ne propune ca prin BUC. Într-o dată în BUC. Ne-am avut un proiect de sarcini care prevedea și GIS. Și s-a pus problema că e prea complex, prea dificil și l-am scos la solicitarea celor de la achiziție. Și l-am reintrodus. Da, a zis, doamne, este prea complex, nu avem, și s-a întâmplat la suma la care am oferit să nu avem oferta în PSA. Și era o sarcină în plus, numai compug actual, așează toate informațiile în acest sistem informațional geografic. Noi l-am scos doar din rațiuni de preț, să zicem, va fi, îl includem înapoi la decizia și cu el, toți anii viitor, vom suprapune toate informațiile care avem nevoie la nivelul administrativ al municipiului. Însă, cu siguranță, vom avea nevoie de implicarea operatorilor și să ne pună la dispoziție aceste informații care sunt obligatorii, sunt o obligație a operatorilor. Întârzie ușor, dar avem încredere că se va realiza. În 2020, legea obligă toți deținătorii de rețele să cadastreze și să le ofere, tocmai pentru că amestea oferind servicii publice de urbanism, fără să mai cerem avizii acolo unde nu este cazul. Și la investiții publice, la fel, să le coordonăm în funcție, uitați la heliport, a fost o conductă de care nu aveam cunoștință și mai sunt și alte investiții care se pot bloca pe parcurs. Nu are cunoștință nici autoritatea când limită autorizația de construire, pentru că nici operatorii nu știu unde. Aici era o da, cu heliportul nu se înțelege că s-a blocat. După ce am stabilit locația, ne-am crezut că există o conductă. Nu asta era problema. Am schimbat așa locația și va continua, nu se pune probleme. Dar era, dacă aveam, așa cum spune domnul arhitect, dacă existau acele rețele în baza noastră, nu întârzia, mergea treaba mai repede. Este bază de date urbane integrate. Municipiul nici nu prea achiziționat. Aceste date se cumpără. Acum au obligația deținătorii de rețele să ni le ofere, că așa e o problemă. Cred că implementarea unui astfel de sistem va face viața mult mai ușoară și nouă ca administrație și dumneavoastră ca furnizori și ca organizatori. În investitorilor, fie persoane fizice sau juridice, în momentul în care vor să construiască ceva, le vine foarte ușor și când achiziționează un teren, se uită pe hărți și știe clar. Se pretează, nu se pretează, au rețele care îi poate încurca, au rețele în apropiere care îi pot ajuta. Este foarte important ca acest gest să realizeze și să avem suportul operatorilor în această prevenție. Am un rol aceste informații, adică când dăm noi o autorizație de construit, dar și strategic, cum ia decizii, unde de afaceri sau altceva, vede echiparea edilitară a unei teren și poate de la Timișoara sau din altă parte, informația fiind publică, accesibilă, cu poziționarea rețelelor, deja se ia decizii.
Da, un astfel de sistem e clar că va da o altă viteză de realizare a unor investiții, lucru sau aspect care este analizat de investitori atunci când decid sau nu asupra unei locații să-și aducă investițiile acolo. O altă chestiune, cred că un pic mai aproape în timp de ziua de astăzi decât GIS-ul, este accesul la informații referitoare la consumurile de gaz și energie. Există documente strategice de planificare pe care noi, ca administrație, odată avem obligația prin lege și apoi avem necesitatea de a le fundamenta pentru a obține punctaje la anumite finanțări. Și iarăși, și aici, ca și în celelalte domenii, vă spuneam, dacă ne propunem o țintă sau niște obiective de mediu, vrem să reducem, știu eu, consumul de energie, de gaz, finanțatorul spune, ok, bun, vă propunem să reduceți cu 20-30%, dar de unde plecați? Care este consumul pe care îl aveți dacă vreți să faceți o investiție în anumite clădiri? Cele care aparțin de noi, lucrurile sunt simple, pentru că avem noi acces pe aceste informații, însă cadrul legal ne permite să facem investiții și în clădiri rezidențiale, în blocuri, iar acolo e clar că trebuie să-i propunem un obiectiv concret finanțatorului și să-i spunem că respectiva clădire sau, în fine, nu neapărat o clădire anume, cât consumul general la Onești pe clădiri rezidențiale este acesta, fără a intra, bineînțeles, în acele regulamente de GDPR și fără a încălca condițiile acestea de protecția datelor, dar e nevoie clar de informații din partea furnizorilor de energie și gaze. Un lucru care ne va fi de mare folos și din câte am înțeles, există și o anumită obligativitate legală în ceea ce privește furnizarea informațiilor astea. Bună ziua! Dacă îmi permiteți, doar o scurtă intervenție punctuală. Deci, pentru domnul care reprezintă operatorul Raja, o să vă solicităm și rugămintea dacă ne puteți da sintetic stadiul implementării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii. Mă refer la proiectul de FUIM, ca și din ultimul raport de monitorizare. Noi îl vom prelua la stadiul existent și ușesc să mai avem care va fi rezultatele și termenul estimat pentru atingerea obiectivului final de dezvoltare, modernizarea infrastructurii. Dacă există și alte proiecte, măcar chiar și ca proiecte, chiar dacă nu e luată decizie de finanțare sau nu sunteți în proiectare să execuți cu ele investiții de modernizare a infrastructurii în ceea ce privește municipiul și acelea ar fi utile să ne le comunicați. Pe componenta de apă, canal și deșeuri, fiind o strategie generală, nu putem decât să integrăm ceea ce e prins în master planurile sectoriale. Dar, la stadiul infrastructurii, am vrea să avem informații actualizate și corecte pe care să ne le puteți furniza. Cele oficiale, din rapoartele de progres, grad de execuție și termenul la care veți atinge obiectivul de extindere sau modernizare de infrastructură. Mă gândesc că ați completat în fișa de prezență datele de contact, colegii vă vor solicita aceste informații. Mulțumesc! Și a doua, legat de GIS, cu siguranță în strategia de dezvoltare vom avea o componentă care se referă la modernizarea și dezvoltarea administrației publice locale, iar componenta de digitalizare este obligatorie în zilele noastre, cu atât mai mult cu atât ea corespunde unor obiective europene transpuse în planurile operaționale, regionale. Forul va avea componentă de digitalizare și atunci GIS-ul este platforma pe care puteți să integrați pe urmă și celelalte aplicații, dar trebuie să plecați de la un GIS, el este necesar atât în zona de administrație, cât și în zona de mediu de business și pentru cetățeni. Acum am o întrebare, dacă mai astea să ne... În microfon, dacă puteți, ca să vă auziți, vă rog. Poți să vorbesc mai tare puțin. Acest GIS, practic, și tot ce vorbim noi aici, chiar și digitalizarea, din punctul meu de vedere, nu reprezintă doar formularele online, să zicem, ca să afli o cerere informație, ci mai ales ca tu să ai, ca autoritate, baze de date pe care să-ți
mărească viteza de procesare, de instrumentare a oricăror decizii sau din astea. Ori noi aici vom avea de achiziție, de construit acest sistem GIS, bază de date a municipiului Onești, pentru că noi acum nu prea avem date și această lipsă de bază de date urbane sau așa îngreunează foarte mult deciziile. Adică nu este doar partea de formulare, să zicem, online, de accesibilitate a depunerii unei cereri sau rezolvare online cu semnătură digitală, cât mai ales să ai baze de date, pentru că ele de regulă îngreunează. Și aici asta presupun că e ceva mai puțin mai de durată. Noi la PUG am spus, dom'le, să ne dea cap, pentru că ne grăbim foarte tare, de am și scos GIS-ul, numai că am zis să ne le dea sub orice formă. Sub orice formă, fiind o urgență să-l avem pe mai repede. Dar, așa cum am hotărât cu colegii în ultimele zile, o să implementăm cu GIS-ul tot și o să începem să constituim această partidă. E o obligație de voastră. Vă mulțumim. Vă rog, vă mulțumim, în primul rând, pentru invitație. Sunt aici prezent eu, Ilia Gabriel, șeful Centrului de Operație în Rețea Electrică și Apă de Gazbir și colegul meu, Panică Veni. Aș începe, în primul rând, prin a vă informa că, în ceea ce privește programul de colectare a datelor GIS, se află în desfășurare. Noi avem o parte din instalații deja colectate, așa ca să întăresc ceea ce spun chiar acum, în timpul în care suntem aici, se desfășoară o ședință pe subiectul GIS în cadrul de gaz. Vom continua, în primul rând, ca și obligație legală și, doi, aduce multiple beneficii, atât nouă cât și dumneavoastră. Și, în final, să zicem, beneficiarul pe deplin este comunitatea. Asta în ceea ce privește GIS. Referitor la lucrările de investiții pe care le avem în desfășurare, ne-a răspuns solicitării primăriei cu lista acestor lucrări, parte din ele recepționate, o parte care sunt în desfășurare. Avem program de investiții, așa cum spuneați, cincinal, în termen mediu, considerăm noi. În principal, vorbim de creșterea capacității energetice și, în special, în zona Onești, o propunere de construire a încă unei stații de 110 kV. Lucrările de investiții, cum spuneam, că sunt planificate. Avem o altă categorie de investiții incidente, adică asta nu le putem prevedea, însă se clasează ca și investiții în momentul în care urmarea unor incidente se depășește anumite valoare și lucrările de investiția trebuie capitalizată. Și mai avem încă o categorie de investiție, acele lucrări de întărire a rețelei, adică astăzi infrastructura rețelei pe anumite zone are o configurație care nu permite racordarea unor noi consumatori, însă cu ocazia solicitărilor de racordare, așa cum e prevăzută legislația legală stabilită de ANRE din 2020, se impune ca această instalație să fie realizată de instalația electrică să fie și de gază să fie realizată de către operatorul de distribuție. Asta nu le putem prevedea, pentru că astăzi putem să nu avem o cerere de racordare într-o zonă, însă peste o lună să avem o solicitare de putere mai mare pe care nu o putem asigura prin instalația existentă și atunci va trebui să facem investiția, deci tot o categorie de investiții care aduce beneficiu atât celui care a solicitat, dar și, să zic, comunității locale din zonă. Nu am avut blocaje. Eu, cel puțin, cât am gestionat zona de electricitate, cât de când o gestionez, a fost o colaborare în permanență. Vor fi necesare acordurile, autorizațiile, la momentul solicitărilor și, dacă e cazul, le vom trata punctual atunci când se va solicita. Acum, spuneam de creșterea capacității energetice, vom pune accent în următoarea perioadă pe modernizarea cablurilor de medie tensiune, vorbim de instalații care sunt construite, au deja 40 de ani, poate. Spunem aici pe modernizare și construirea unor noi posturi de transformare, integrarea în SCADA a instalațiilor, a echipamentelor de comutație, care aduce un avantaj enorm. Pentru că acționarea acestor echipamente de la distanță
prin telecomandă înseamnă un timp mai scurt de întrerupere în alimentarea consumatorilor. Adică dacă este să facem așa o comparație, până se fac manevre cu colegii, până se deplasează în teren, prin SCADA se pot realimenta consumatorii în 2 minute cu care. Dacă îmi permiteți, am o întrebare punctuală pentru dumneavoastră, pe partea de rețele electrice. Dacă puteți închide că... Dacă aveți o strategie, în primul rând o analiză, dacă aveți o strategie și un plan de acțiune în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu curent electric, prin prisma intenției autorității de a dezvolta sistemul de transport și mijloacele de transport verzi, ecologice. O mare problemă în momentul de față, dincolo de voință și de costuri, voința, să spunem, există, planul, planificarea și măsurile le putem pune pe hârtie, finanțările vin, avem apeluri deschise, APM, urmează PNRR, urmează POR-ul, toate vor finanța achiziția de mijloace de transport verzi, montarea de stații de încărcare electrice. Problema este că în momentul în care încerci să vezi în ce măsură poți să amplasezi stațiile de încărcare, și aici nu mă refer la cele domestice de uz individual, ci mă refer la stațiile de încărcare rapide și ultra-rapide, în ce măsură, la nivel local, nu discutăm ce fac alți operatori și în altă parte ce face Bacău sau ce face altcineva. Mă refer strict la municipiul Onești. Dacă aveți o analiză și în ce măsură aveți un plan de acțiuni care să dezvolte rețeaua pentru a asigura în posturile de transformare suficientă putere pentru montarea de stații electrice. Pentru că în momentul de față și chimată din experiența altor orașe, degeaba autoritatea identifică care o zonă unde ar putea să monteze 2, 3, 4 stații dacă în post nu există putere. Nu există nici cadrul legal care să oblige operatorul să facă investiție și de multe ori ar costa mai mult postul de transformare decât costă stația de încărcare. Care e abordarea? Dacă aveți analiză, unu. Doi, dacă aveți o strategie și un plan de acțiuni pentru a dezvolta rețeaua de alimentare cu curent electric pentru a satisface nevoia de amplasarea stațiilor de încărcare. Altfel, sigur, putem să ne dorim să avem mașini hibrid sau plug-in hibrid sau electrice, dar dacă nu avem ce face cu ele, nu avem unde să le încărcăm, oamenii nu vor cumpăra. Vă rog. Da, voi răspunde pe rând la cele două întrebări. Analiza este făcută, însă nu este făcută pe categoria de stații de încărcare. Este făcută pe consumurile care sunt realizate în momentul de față și asta aduce ca și concluzie la necesitatea lucrărilor de investiții și, cum spuneam, e vorba de creșterea capacității energetice pe zona Onești. Și, bineînțeles, exemplific construirea unei noi stații electrice de 110 kV pe 20. Acum, în ceea ce privește lucrările sau obligativitatea operatorului distribuție de a executa lucrări, există cadrul reglementar, vorbim de ordinul 17 al ANRE, și, bineînțeles, mai departe, obligația de a construi sau de a face acele lucrări de întărire, de care menționam adineori, adică sunt lucrări cu caracter de investiție, de întărire, și care se stabilesc ca soluție tehnică la momentul în care sunt solicitările. Pe banii cui? Pe banii operatorului distribuție în momentul ăsta. Legislația este în schimb. Sunt ceva modificări care urmează să fie... Care urmează să aibă norme. Dar astăzi, dacă primăria vine și vă spune că are o parcare lângă primărie cu 12 locuri de parcare și de 12 vrea în 10 să pună două stații duble de încărcare, dumneavoastră, nu știu dacă aveți soluție să-i dați în postul de transformare. Deci primăria poate să-și facă un plan de dezvoltare a rețelei de alimentare, dar nu o să-l poată aplica, pentru că o să constate că costurile, o să puneți o taxă de schimbare sau de a postului de transformare și
practic degeaba are bani de static, că nu are bani de raportare, de branșament. Lucrările care se desfășoară împreună cu autoritățile locale sunt și în confinanțare. Deci se pot face lucrări împreună cu primăria și operatorul distribuției, lucru care de altfel se realizează și în momentul ăsta, când vorbim de extindere de rețele electrice. Da, deci cum deci ideea e că trebuie avut în vedere și aici cred că strategia de dezvoltare a rețelei de încărcare vehicule electrice trebuie făcută cu, împreună cu operatorul și să existe, adică degeaba ne propunem să montăm, o să punem un obiectiv să avem 30 sau 60 de stații în următorii până în 2025 sau până în 2027, da? E, dacă n-am rețeaua, s-ar putea să n-am unde să le pun. Realitatea este că dacă într-o parcare doresc să monteze două stații, s-ar putea să găsească, dar operatorii de regulă nu au rezervă pentru două stații, una rapidă și una normală, pentru două stații, doi trebuie 150 de kW. Nu aveți rezerve în multe locuri de 150 de kW ca să puteți să... Așa este. Astăzi, dacă avem un transformator, intru în detalii tehnice, spunem de 400 de kVA și solicitarea a depășit puterea acestui transformator, ajungem la analiză și rezultă lucrări de întărire care implică înlocuirea transformatorului cu unul mai mare. Astea sunt pe cheltuiala operatorului distribuției. Da, vreau să intervin și eu aici puțin cu intervenția dumneavoastră. Împreună cu domnul Cristea, deja am făcut o hartă, am identificat toți acei transformatori, acele puncte de unde ne putem raporta. Avem în vedere amplasarea 15 stații de încărcare electrică pe toate zonele orașului. După ce vom stabili clar unde vrem să le montăm, ne vom adresa să vedem dumneavoastră, să vedem dacă există într-adevăr putere instalată, să putem, dacă nu, sigur, dezvoltăm. Ne puteți trimite locațiile, facem analiză pe situația energetică din zona și chiar să zic așa că o luăm dinainte cu identificarea unei soluții tehnice care să... Eu zic că în două săptămâni vom avea clar punctele unde intenționăm să amplasăm acele stații de încărcare. Asta ca răspuns pentru întrebările pe care le-ați adresat. Vreau să fac o completare la ce spunea domnul Cristea privitor la eficiența energetică și la consumul. Noi, în calitate de operator de distribuție, putem să facilităm, să spun, furnizarea de astfel de informații, însă principalul actor aici este furnizorul, cu care aveți contractul, relația comercială. Putem să oferim sprijin, însă probabil că vom fi limitați de anumite... Furnizor să nu urzi la nivelul oneștului. Mai ușor găsim la dumneavoastră această centralizare, că pe noi ne interesează datele la nivelul oneștului, nu a instituțiilor care... Solicitarea la momentul respectiv o vom trata. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, vă rog.